Da, cum ne-a afectat pandemia? Ne-a afectat, bineînțeles, ne-a afectat și încă ne afectează pandemia. Iar pe noi, ca părinți, pot spune că au fost și lucruri bune, sau noi am încercat să privim lucrurile bune. Am stat mai mult cu copiii, ca și alți părinți de altfel. Ne-am cunoscut mai bine, ne-am creat altfel de relații în familie. Noi oricum stăteam cu fetițele pentru că încă nu erau la grădiniță. Dar pot spune că, privind părțile bune, sunt la un moment dat și părți rele, pentru că noi suntem făcuți să muncim, să avem un concert, să avem o filmare, să mergem la serviciu, să fim constructivi. Iar acest lucru nu s-a întâmplat și pe termen lung nu este un lucru bun absolut deloc pentru nimeni. Fetițelor trebuie să le se facă și lor dor de noi, nouă de ele. Acest lucru nu s-a întâmplat, am stat foarte mult împreună. Noroc că am avut și avem o curte frumoasă și am ieșit la soare. Am mai reușit să ne jucăm cu copiii, să ne aerisim un pic mințile și să ne descurățim frunțile. Dar lucrul acesta nu este de ajuns. Noi trebuie să funcționăm, să mergem la servici, să lucrăm. Sfaturi pentru părinți, nu sunt eu în stare să dau, dar pot spune părerea. Foarte importantă relația între cei doi soți, între cei doi parteneri, pentru că de acolo pleacă totul, de acolo pleacă și fericirea copiilor. Copiii își doresc să-i vadă pe părinți iubindu-se, pupându-se, cu o energie frumoasă în casă, fără certuri. Acest lucru a fost destul de dificil de realizat în perioada asta, pentru că am stat foarte mult timp împreună și energiile au stat pe loc, dar încercăm să conștientizăm, să mai lăsăm din orgolii. E foarte important să lăsăm din orgolii și să conștientizăm ce avem. Familiile frumoase, copiii, relațiile, și să ne bucurăm fix de lucrurile pe care le avem, pentru că e foarte important să ne bucurăm în fiecare zi de iubire, respect și toate lucrurile acestea. Sunt Aviclon, dar vă doresc multă sănătate, să fiți fericiți, sănătoși. Nu uitați alte detalii despre această campanie, spuneți OFU, găsiți pe site-ul UNICEF România. Vă pup, să fiți sănătoși și să ne revedem cu bine!